Bună dimineața! Și bine v-am găsit la agrostrategie. Invitatul meu din această dimineață este domnul Ionuț Olteanu, fermier. Bună dimineața, domnule Olteanu! Bună dimineața, dumneavoastră și telespectatorilor noastre! Haideți să vedem cât e de bună pentru fermierul român în această dimineață și cum au fost diminețile din ultima perioadă. Dacă ar fi așa să faceți o analiză sau o autoanaliză chiar, unde erați cu. Să zicem cu modul în care priveați lucrurile în ianuarie, să zicem când protestele fermierilor atât în România cât și la nivel european erau la culme. Și acum, după șase luni, iată, ce drum ați parcurs în aceste, în aceste luni? Ce să spun, protestele n-au adus schimbării fundamentale. Sincer să fiu, nici nu puteau să aducă schimbări, pentru că visteria este destul de goală, politica europeană, agricole europeană este greu de schimbat la ora actuală, poate protestele ar fi utile doar pentru viitor. Astăzi, mare lucru, și ați văzut și dumneavoastră, nu nu s-a nu s-a schimbat. În rest, agricultorul român tot mai uh, apăsat, cu dimineții și nopții tot mai grele, mai dificile. Cea mai mare parte din uh, Muntenia și o parte din Moldova sub secetă cruntă de aproape trei ani, deficitul de apă se tot uh, uh, mărește, perspectiva nu este grozavă, prețurile foarte, foarte mici, în special la orz și se vede clar că ne lipsește partea de zootehnie și suntem noi fermierii nevoi să-l dăm aproape pe degeaba. Inputurile destul de scumpe, produsele noastre ieftine. Și atunci, n-ai cum să ai dimineți bune. Poate singura dimineață bună a fost chiar astăzi când a plouat și ne mai dă un pic de speranță la, la porumb. Puțină cei drept, pentru că culturile de prășitoare sunt și ele aproape compromise și vorbesc în deplină cunoștință de de ce e pericol major ca uh, să avem calamități semnificative, nu? să avem producții cu siguranță, scăzute cu siguranță și la porum și la floare. Cu siguranță vor fi producții scăzute, cu siguranță vor fi zone foarte multe din țară unde nu o să se facă mare lucru. Uh, în cea mai mare parte din uh, Muntenia și Moldova o să fie producții care nici măcar nu o să-și acoperă uh, Costurile. La dumneavoastră, cum se prezintă culturile de primăvară în acest moment? Eu întâmplător, sau mă rog, nu chiar întâmplător, am trecut în partea de nautil no și am mai avut puțin grijă la, prin nou sistem să conservă bruma de apă, puțină apă care a mai rămas față de vecinii care cultivă încă în clasic, E un pic mai bine, dar nu spectaculos de, de mari diferențele. Deci sunteți că... la noutil pur, nu? Adică nu minimum, nu? Deci noutil... Semana direct. Direct. Semana direct. Sunt 3000 de hectare de porumb care au fost semanate direct și 1000 și ceva de hectare de floare soarului semanate direct. Cum, ați, cum a fost această călătorie de la, să zicem... Chiar și de la lucrări minime ale solului la semănat direct. Cum în ați parcurs acest drum? În minim lucrăm de ani buni, de 5-6 uh -huh. ani. Adică sunt șapte ani în care plugurile sunt obiecte de muzeu la noi. De patrimoniu. De patrimoniu, da. Nu mă dur pentru că am dat o grămadă bani pe ele și nu mă dur să le dau așa uh -huh. chiar gratis, da. Le ținem în fermă, le admirăm și spunem, vai ce proști am fost. Folosindu-le uh, nu prea am avut de ales am fost uh, nevoiți și astăzi mă minunez mă duceam prin țară așa și vedeam uh, după recoltat încă văd pluguri pe câmp și mă minunez la atât de puțină apă pe care o avem să o mai pierdem și să expunem solul la o depreciere continuă. Uh, trebuie cumva să ne trăim. Al câtele an de nautil este? Uh, sunt la început la și timp. eu. Este practic al doilea an da. și uh, în primul an de nautil am avut suprafață foarte, foarte mică. Deci acesta e primul an în care faceți, să zicem, Pe suprafață uh, masiv. destul de, de, de mare, da? Uh -huh. da. Asta este primul, primul an. Cu peste 7000 de hectare semănate. Atât, atât pentru culturile de toamnă, cât și pentru cele de primăvară? Da, loc, pentru nu? că o parte din grâu a fost semănat în minim till, uh -huh. Grâu, ors-rapiță. Rapița n-am avut în nou til. Au fost 3000 și uh -huh. ceva de hectare semănate în minim da, til. cu lucrări minime, nu? Cu lucrări minime, adică. Tiger și top down și semănată apoi dar din 3000 de hectare doar 1000 de hectare a avut parte de apă și aia în noiembrie a răsărit în decembrie și doar 1000 de hectare am putut să, să recoltăm. Rămânem la această această tranziție pe care ați făcut-o către nou uh, în Anii în care probabil le evaluați acest lucru, v-ați consultat, ați avut niște specialiști, ați văzut cum se face în, altă, în alte părți, păi ați analizat urmări... aia cum ați luat echipamentele? Urmărim ferma lui Hans, ferma pe care o gestionează Hans, a unor investitorii danezi. De 3-4 ani mergem în fiecare an în, aici, în ferma România. la el, aici în România el uh, e destul de, sau e cel mai mare pe nautil în, uh -huh. ca suprafață în România și uh, e un exemplu bun, e un exemplu Hans, deci un ați exemplu avut de, de, de am, avut ce învățat, sigur, sigur. Și am avut și dovada clară, pentru că noi duceam și la ne în general de două, trei ori pe an și vedeam și evoluția culturilor și diferențele între el și culturile lui și ale vecinilor și mi-am dat seama că trebuie să fac și eu acest pas așa cum îndemn, de altfel să, să facă acest pas și ceilalți fermieri, dacă reușesc, pentru că nu este un lucru ușor să treci la noutil, în primul rând datorită costurilor foarte ridicate la semănători. Nu sunt așa ieftine și nu le găsești tot timpul, dar Dumneavoastră v-ați achiziționat? Aveți parc în de utilaje. primul an uite. am avut o singură semănătoare, că mă întrebați unde am studiat și unde am văzut. Uh -huh. Am fost în Bulgaria, la Pavel. Tu care niște parteneri de acolo cu care uh, Am niște prieteni, prieteni. fermieri. Și uh -huh. Pavel este un util de 11 ani. Era și el, așa cum frumos îmi povestea... Era în pragul disperării, în faliment aproape, până când, la rândul lui, a fost în America, a fost în Australia și a învățat multe despre Nautil. La fel m-am dus și eu la Hans, în Bulgaria, în America am ajuns și eu, în fermele uh -huh. din America. E adevărat, nautilul în America se face în alte condiții ei totuși au încă au 5-600 de litri de, de apă, și este mult mai ușor să faci. Este mult mai ușor să faci agricultură când în ai. General, da, da. în general. Da. Și am învățat, am studiat, am luat notițe, am avut consultant câteva mm. luni pe acest subiect. Avem o doamnă ingineră care iubește sistemul înainte de, de a apărea chiar în România. Uh -huh. Sistemul ăsta, pentru că este apropiată foarte mult de partea de ecologie și a o uh -huh. ceva și acum. Deci ați fost totuși într-o conjunctură fericită de ați interacționat cu oameni care fericită, da, pentru care că știu despre ce. Am e. avut de unde să iau exemplu și nefericită pentru că a venit nota de plată. A venit și nota de plată și spun nefericită pentru că am fost împins de la spate de probleme. De bănci, de datorii, de faptul că nu mai reușești să, de, să ieși pe profit. De precipi, lipsa precipitațiilor. Mai ales. Cam mai când ales ați de... calculat, cam ce medie aveți? Că spuneați în America se lucrează Aici cu 506 de... 500-500 aveam și noi acum 10 ani. Cam când aveam aia. băltiri, da. Asta era media în zona... A, master, nu mai târziu, adică 10 ani, nu mai mult în urmă, nu? 7, 8 ani, Aha. 10 ani, da. aveam băltiri cumpărate în tot felul de scule, descalificatoare, de, scarificatoare, Acum, de prim, mai multe. Care poze mai vedeți? Scarificatoare, subsoliere! Da, nici în poze nu le mai vezi, le mai, mai ne ce aminte Facebook, așa când mai aveam noi amărâți câte o postare, așa când da. aveam Sim. băltiri și întorceam câte 6-700 de hectare de rapiță. Uh, hmm. Acum 200 de litri de apă până în ploaia, nenorocirea aia de ploaie cu grindină, când au venit între 30 și 50 de litri de apă. Deci am avut de anul trecut, din uh, iulie, de când uh, am recoltat, și până în uh, prezent, 240 de litri de apă, cu tot cu ploaia de, de aseară. Și cam. Uh... Cam ăsta pare a fi standardul uh, regiunii, să zicem. Asta se întâmplă de trei ani de zile. De trei ani de zile. Da, da. Adică n-a fost doar un an o excepție. Problema e că-ți de deficit. deficitul. Da. Și, bineînțeles, trebuie regândit, trebuie regândit, în primul rând, de situațiile. Și aici nu vreau să deranjez firmele de care vând semințe, dar este un adevăr, trebuie să-și cumva să-și instruiască oamenii de vânzări, pentru că încă sunt firme în dorința de a vinde, sunt firme care încă folosesc și uh, recomandă densități foarte mari. Nu, care nu-și mai găsesc Nu-și mai găsesc corespondentul locul, locul în, în lipsa asta acută de Apă. Adică dacă înainte se recomanda 75.000, de mii, 72 de mii la, 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 porumb, astăzi eu zic că limita maximă este undeva la 50 și cu 50 de mii încă sperăm să, să, facem porumb. Cu cheltuieli mici, că atunci ți-ai planificat o producție mică, trebuie să-ți planifici cumva și cheltuieli mult mai mici. Și merge. Am văzut că merge. Este al treilea an în care mă duc și la Pavel în Bulgaria. Este al patrulea an în care merg și la Hans și uite că merge și cu Nautil. Și cu fertilizanți mult mai puțini, în special la, la, la Pavel. Adică el folosește ca și fertilizanți cam. 15-20% în ce foloseam noi. Asta vreau să vă întreb, că în afară de schimbarea tehnologică cu semănatul direct în miriște, nu? Adică, gen semănătorile specializate, tehnologia nou til a mai adus și alte schimbări tehnologice în managementul costurilor în, în ferma dumneavoastră? Păi nu prea e încotro. Te obligă însă și tehnologia. Pentru că Producțiile sunt clar mai mici, mai în, mici. În primii, atenție, doar în primii ani, în primii, să zic, trei ani, până îți formezi acel Mulci care îți permite după aceea să ai și producții apropiate de clasic. De, de, de clasic. Anul ăsta chiar am avut o surpriză pentru că Nautilus a fost cu 5 de kilograme peste uh, minim til în, în producții, în producție. și în costuri, da. în costuri cel puțin 25 ai, mai, mai mic, mic mai mic. Da, adică motorina o ai cam la cu 40 mai puțin, este foarte clar, nu mai ai treceri cu discul, nu mai ai treceri cu scarificatoarele, nu mai ai treceri cu pregătitul terenului. Uh, densitățile astea mici uh, reduc numărul de tratamente. Dacă la grâu făceam înainte trei tratamente, uh, anul acesta s-au făcut doar două tratamente și vreau să spun că am comis-o și noi, o greșeală, pentru că eu personal am spus, am recomandat, nu vă grăbiți cu primul tratament, dar inginerii, șefii de fermă, învățați din trecut să lucrăm pe prevenție, au stropit și s-a dovedit a fi mai rău un tratament urmat de secetă. Uh -huh. da. Deci, părerea mea este. Dar că a fost o lecție învățată, nu? A fost o lecție învățată, și mai mult decât atât, am fost în ferme la Ștefan Stănescu, Caide, unde nu s-a folosit niciun tratament și atunci recomand ca uh, tratamentul să fie dat doar în funcție de ce ai depresiunea bolilor din, uh, din fermă. În primul rând câștigi bani și în al doilea rând câștigi producție și din punct de vedere calitativ, pentru că te duci spre o producție aproape de bio. Uh -huh. Să nu folosești îngrășământ, să nu folosești tratamente fitosanitare decât cu sulf, uh. Este o producție apropiată de bio, deci în primul rând ai o calitate și reziduri aproape de zero de pesticide în, în grâu și în al doilea rând câștigi producție efectiv pentru că orice tratament, orice intervenție în condiții de lipsă de apă este toxică. Adică, minus de producție, Asta Minus spuneți. de producție. Asta în plus în condiții de secetă. Un tratament fitosanitar în plus, ne necesar să-l dai în condiții de secetă se comportă ca un erbicid. Adică se reduce producția. Discutăm despre condiții, lucruri văzute, verificate de mine și de șefii mei de fermă, nu vorbesc din exemplele celorlalți. Discutăm despre condiția fermierului român în 2024 după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la agrostrategia împreună cu domnul Ionuț Olteanu, fermier. Domnule Olteanu, vorbeați înainte de pauză de uh, experiențele pe care le-ați acumulat și pe care le-ați transferat până la urmă, cunoștințele respective, experiența respectivă ați transferat-o în ferma dumneavoastră, zona de noutil, zona de uh, utilizare mult mai... Uh, să zicem așa, mult mai, mult mai restrânsă, nu? Pe a, a fertilizanților și a, a produselor de protecție a plantelor. Până la urmă, scopul oricărui fermier este să obțină profit, nu? Din punctul dumneavoastră de vedere, vedeți pe termen scurt vreo soluție sau, în condițiile a, nivelului de precipitație actual, vreo soluție să atingeți acest echilibru al profitabilității? Pentru că e clar că în momentul ăsta e o situație de criză, e o situație anormală. E, e, și o, e și o fază de tranziție, evident, dar vedeți luminița de la capătul tunelului? Deja nu mai suntem pe pierderi. Deci am ajuns în anul acesta să nu mai fim pe pierderi. Este foarte adevărat că acum doi ani au fost extrem de scumpe. Îngrășămintele și input în general. Ele s-au ieftinit, dar nu atât de, de, de mult cât ar trebui să ieftinească față de prețurile, adică corelate cu prețurile de mizerie pe care le avem azi la produsele fermierilor. Eu sunt optimist pentru că. Dacă am reușit să vinde la minusuri în primul an de nautil no pe suprafețe foarte mari, sunt optimist pentru că greu în nautil no sunt primii, primii trei ani. După începe solul să fie mult mai fertil, începe apa să fie mult mai. Bine ținută în sol, ai mult mai repede răsărirea, culturile sunt mai în regulă, mai uniforme, apar beneficiile. Deci, dacă am trecut primul an cu un mic profit, de acolo vine optimismul meu și de asemenea din ceea ce am văzut la celelalte ferme care fac acest sistem. Dar pentru Comunitatea fermierilor, în general, pentru marea masă a fermierilor din România, fiecare privim așa, global, la nivel național, cu probleme specifice, fiecare cu strategii diferite, poate. Vedeți, pe termen scurt, niște soluții pentru ca uh, agricultura să, sau, mă rog, optimismul să revină în agricultura națională? Păi depinde care națională. sunt două naționale aici. E naționala Transilvania, unde este apă și unde nu sunt probleme. Avem două românii în agricultură. Avem belșug. două românii, da. Avem două Români și aici. Transilvania, care beneficiază încă de 5, 6, 700, 800 de litri de apă și e belșug și atunci fermierii de acolo nici măcar nu se gândesc să schimbe sistemul. Păi și, și acolo, chiar în zone în care nu existau istoric probleme cu precipitațiile, deja cantitățile s-au mai redus. Sigur, nu e situația din sud sau din Dacă s-au mai redus, atunci trebuie Prețurile să. Prețurile să-și pună și, și mai mici acolo decât în. Da, pentru că e transportul e mult mai, distanța mai mare. mult mai mare. și consecința faptului, bineînțeles, că nu avem zootehnie. Nu văd, sincer, o soluție pe termen scurt dacă e să răspund la întrebare. Astăzi singurul lucru care ne este la îndemână și probabil am devenit și devin antipatic la firmele care vând tot felul de produse în agricultură, este reducerea costurilor. Dar Firmele trebuie să înțeleagă că trebuie să fie alături de fermieri, că trebuie să-și reducă și ei, să facă și ei presiune la firmele mamă producătoare de, de, de substanțe să se să, să, să coreleze cumva cu, cu ceea ce se întâmplă azi în agricultura românească, pentru că omorând fermierii și fermierii români sunt aproape în stare de colaps, vorbesc de încă o dată, în și Moldova, doar ținându-i în viață, ar putea să le fie și lor din nou bine și să trăim din nou povestea frumoasă de de, de dragoste, de parteneriat de, da. de succes, da. că azi pur și simplu este o chestie de a fi sau nu fi, a rămâne sau nu rămâne fermier român. De ce nu avem zootehnie în acest moment, că tot vorbim de nevoia de zootehnizare a României de pentru că nimeni nu a fost ani, în stare puțin. să oprească PESTA. Era un lucru extraordinar să nu avem PESTA în România. Vorbiți de peste PORCINA. De fi. peste PORCINA, da. Porcul în România este extrem de popular. fonduri răfonduri da, și ferme da. erau de, ferme de porci, erau ferme performante. Făceam performanță, deși câștigurile erau destul de mici în fermă. Se continuau, se mergea da înainte. Chedeai un pic circuitul, era interesant și pentru unii fermieri din Vegeta, că e și exemplu dumneavoastră, că dumneavoastră ați riscat, ați pariat pe zootehnie și ați și pierdut pariul. pariul pariu datorită incompetenței, nu nu, 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 nu mai zic a cui, incompetenței României în a stopa această boală. Ceea ce a condus, bineînțeles, la 80% importuri da. carne de porc. Și nu este doar singurul lucru negativ. Și că vegetalul nu a avut debușeu, nu are cui să vândă și uh, are prețuri de 600 de groni pe tonă la Worst. La, la asta e un preț uh, efectiv este e, un preț, e umilitor, nu? Este umilitor, este mai mult decât umilitor e strigător la cer. La un moment dat mi-am pus problema într-o ședință cu inginerii, cu șefii mei de fermă, ce să facem la prețul ăsta și ne puneam problema. Bă, nu cumva este mai ieftin să nu recoltăm, să, 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 trecem cu tocătoarea peste el și să folosim materia organică din, din wars, să o folosim pentru viitor. Deci aici s-a ajuns, din păcate. Da, ca în 33 când se arunca laptele pe câmp și tot așa, pentru că pur și simplu te voi razna cu capul când te gândești la, la prețul astea atât de, de mici. La, la nivel european, pentru că au existat niște concesii făcute fermierilor în acest an de comisie, sigur, în urma presiunilor, inclusiv presiunilor din stradă. Nu este dulce pe în Europa. Deci, o în Olanda, schimbare de în Ploua în Olanda, ploua în Germania, ploua în Franța, țări în Belgia, țări uh -huh. pe care le-am văzut anul ăsta, Ei n-au problema asta cu seceta, n-au problema cu finanțările, pentru că la ei finanțarea este foarte, foarte rezonabilă, de 10 ori mai costisitoare, mai puțin costisitoare decât la noi. Pe termen lung. Pe termen lung. N-au probleme cu în aș vinde marfa, au prețuri întotdeauna mai bune ca noi. Și cu au toate, la, cu mai bune. Toate și acolo și cu nemulțumir. toate astea și acolo nemulțumiri și urmăresc Olanda de câțiva ani și Franța, unde fermierii aproape au ajuns să-și pună ștreangul de gât. Unii o și fac. Unii o și fac și avem exemplu Franței, unde rata sinuciderii în rândul fermilor este foarte ridicată. A fost o discuție recentă despre uh, situația României, aceasta cu convergența externă a plăților. Faptul că în continuare, la iată cât mai bine de 15 ani, 17 ani de la aderare, există un decalaj atât la plata de bază cât și la plata efectivă, uh, plata directă, subvenția europeană, între România și media europeană Vi se pare că e o, o discuție care trebuie Continuată de România Sau ar trebui să abandonăm această luptă Nu ar trebui niciodată abandonat Dacă am greșit odată Dacă Practic niște oameni au făcut greșeala asta Ar trebui explicat Ar trebui povestit Ar trebui bătut pentru subiect Pentru că na, totuși e o mare nedreptate bănuiesc că e și vina noastră într-un fel. E vina noastră a tuturor, nu doar a politicienilor, este și vina noastră a fermierilor și vorbeam despre acele cotizații ca să ai reprezentativitate, ca să ai voce la Bruxelles. Știi bine, am fost și ne povesteau oamenii de acolo, trebuie să ai birouri, acolo trebuie să ai avocați, trebuie să ai așa zisele firme de lobby. E un subiect fierbinte la ordinea zilei, situația din sistemul național de irigații. Din punctul dumneavoastră de vedere, există vreo soluție pentru extinderea acestui sistem, acestei infrastructuri? Se bate foarte mult câmpii. De 30 de ani se bate câmpii pe sistemul vechi de irigații. Au râșiat la Brusel de, de noi. Și pe bună dreptate. Trebuie legislație, trebuie cum are Israelul, cum are Italia, cum are Turcia, cum are Spania, cum are Grecia. Trebuie apă adusă frumos din pământ, stocată eventual, că avem slavă Domnului apă de la munte care vine. Trebuie schimbată filozofia sistemului de irigat. Nu mai se poate pe sistemul vechi energofag și te gândești că îți trebuie irigații în treapta a treia, care niciodată nu o să le ai. Pe de o parte, pe de altă parte, despre ce vorbim? Sunt cât, cât, reprezintă acel sistem vechi? 5, 7%, 10% din supravața țării. Cu celălalt ce faci? Cu 90% din supravața țării. Deci trebuie, 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 schimbată legislația, trebuie dat și încurajat omul și venit cu fonduri pe 30 de ani să-și facă colectare de apă, că e din apa de ploaie, că e din râuri, că e din puțuri. Trebuie cumva făcut altă, făcută altă gândire, altă filozofie a sistemului de irigație. Ceea ce se vorbește aveți fermă irrigată? N-am niciun hectar și nici nu pot să irig, eventual undeva în prelunga Dunării aș fi ok, nici nu m-aș apuca că nu sunt nebun, sunt realist uitați-vă la cei care irigă. Dacă nu irigă, dacă nu face irigarea cum trebuie, cu costuri uh, normale, decente, uh, sau dacă nu irigă șap șaptea oară și irigă de două ori să face că irigă, practic uh, uh, pierderile sunt mai mari decât uh, nu ai, uh, nu ai iriga. Trebuie schimbat fundamental, da. Pentru asta trebuie adus mediul academic, ăștia de afară care au avut rețetele de succes, adică țările, în special țările care nu au apă. Cum au făcut ei, cum au procedat ei. Nu s-a născut nimeni învățat, nu e nicio rușine să înveți să te consulți cu parteneri externi unde apa a constituit într-adevăr o problemă. România n a trebui să să, să, să aibă probleme cu apa Dumnezeului. Chiar. Chiar avem râuri, avem. Da, na, trebuie să avem legislație, trebuie să avem uh, o schimbare, că v-am spus, e păgubos. Vorbim mereu, mereu, mereu despre irigații, aceleași irigații care nici nu se fac, nici nu se vor face plată și chiar dacă se vor face în sistemul gândit și discutat de azi, este absolut. Uh, păgubos. Da, da, normal că ne-ar ajuta și ne-ar salva să avem niște irigații moderne, pe alte principii și costuri normale, decente. Haideți să revenim la subiect la zi. Campania de recoltat nu pentru culturile de toamnă e practic încheiată, nu? Da, am încheiat de ceva vreme orzul, grâul și rapița atât cât ne mai rămas. Rezultatele sunt, Asta zic eu, medii. E interesul al colegilor dumneavoastră cu privire la producții. Avem pe 3700 de hectare de grâu o medie de 5,5. Da, anul trecut am avut 6, dar am avut 6 cu, chestu, cu cheltuieli cu costuri mult mai mari. 5,5 în Nautil no zic eu că este o producție bunicică, mai ales că am fost afectați și de secetă, mai ales că am fost afectați și de accentuarea deficitului an de An, mai ales că am fost afectați și pe câteva sute de hectare bune de, de grindină. Da, ați fost o deci producție cei care au avut de suferit de. Păi cred că la mine fermă a fost iunie. evenimentul cel mai groaznic din toată țara, în sensul că peste 1000 și ceva de hectare au fost complet distruse. Rapița? Rapița, o medie de 3 tone, cu o medie de 3,6 tone la ferma dinspre Talerman, unde a avut ceva apă și unde am avut 150 de litri de apă în tot, pe tot parcursul vegetației, a fost undeva de la 2,8 tone. Deci, sunt una peste alta, producții, sunt producții medii. medii, da? Dar cu niște schimbări tehnologice. Cu o tonă mai puțin decât anul trecut la, la rapiță, dar rapița știți foarte bine că este mare consumatoare da. de de Dar la rapă. grâu e, e clar o trecere, o schimbare tehnologică majoră, nu? La grâu este majoră prin prisma faptului că îngrășământ de toamnă, Atât la greu cât și la rapiță nu a mai folosit, adică fosfor nu a da. mai folosit deloc, dozele cu azot s-au redus la jumătate, numărul de tratamente a scăzut. Da. Bun. Domnule Ulteanu, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile transmise. Pune în punct ediției de astăzi agrostrategia. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Vlad Macovei și vă aștept luni la orele 10 la o nouă ediție. Toate cele bune!